Executivul vrea să aprobe o schemă de ajutor de stat pentru firmele din domeniu care să permită României să importe mai puține materiale pentru șantiere. Măsurile s-au analizat astăzi împreună cu patronatele din construcții. Colega mea, Alina Sorocean, a urmărit subiectul. Alina, bună ziua! Despre câți bani este vorba și cât de repede am putea vedea rezultatele unor astfel de investiții? Bun găsit, 50 de milioane de euro ar fi suma pe care o cheltuie statul pentru această schemă de ajutor pentru domeniul construcțiilor. Vorbim despre o schemă de ajutor care ar urma să reducă la jumătate importurile de materiale de construcții, în contextul în care într-un an în România se pierd 8 miliarde de euro pentru materiile de construcții și aproape 70% dintre materialele de construcții provin din import. Iată că asta își doresc reprezentanții executivului odată cu aplicarea acestei scheme de ajutor de stat, să reducă la jumătate în timp însă acest procent privind importul materialelor de construcții. Spunea chiar premierul Marcel Ciolacu că este nevoie ca executivul să ia rapid o măsură pentru a asigura materia primă din țara noastră, astfel încât să existe materiale de construcții pentru finalizarea tuturor lucrărilor începute, mai ales cele de pe autostrăzi. Și nu în ultimul rând, ministrul economiei Radu Oprea a menționat că odată cu aplicarea acestei scheme de ajutor ar putea să creeze mai multe locuri de muncă, iar prețurile de pe piața imobiliară ar putea să scadă. Rămâne de văzut dacă vor mai exista modificări în privința acestei scheme de ajutor după discuția de astăzi avută cu patronatele din domeniul construcțiilor. Cel mai probabil săptămâna viitoare va exista o ordonanță de urgență pe care executivul o va da, o ordonanță care să privească schema de ajutor pentru domeniul construcțiilor. Astăzi importăm 70% din materialele de construcții pe care le punem în operă. Dacă vom reuși să fim competitivi în timp, putem să scădem și la jumătate din ceea ce importăm astăzi. Avem un buget pentru schema de ajutor de stat de maxim 150 de milioane de euro. De anul viitor, pentru că se schimbă și noul cadru, vine noul cadru financiar multianual, trebuie să renegociate schemele de ajutor de stat, astfel încât să putem să venim cu sume mai consistente și, de ce nu, și cu parte de garanții. Ne dorim în primul rând să avem o rapiditate mai mare în execuție, pentru că în momentul de față materialele care vin din import, pe de o parte vin foarte greu, să fie de calitate și, evident, să fie și mai ieftine. Am stabilit niște cifre, sumele nu sunt mici, să știți, pentru astfel de fabrici. Ce este bine este că vor fi locuri de muncă și calificate cu salarizări bune în astfel de fabrici, pentru că există posibilitatea unor rentabilități foarte bune, însă trebuie să avem o predictibilitate pe termen mediu, asta mediu înseamnă undeva în jur de 5-7 ani, dar și lung, adică undeva în 10-15 ani.